Pentru că i-am mulțumit din suflet lui Felix, trebuie să-mi mulțumesc cuiva. Rafael, unde ești? Rafael a făcut clipul cu icoana. Fiecare a avut. Noi am făcut. Coaleți maftei. Rafael Udriște. Mulțumim, Rafael. Bine și tuturor. Asta pentru că am vrut să trecem în revistă cele trei videoclipuri pe care le-ați văzut, cel cu personalități, cel cu sufletul, pentru că acela cu sufletul și cu vocea aceea absolut superbă este creația și produsul agenției GMP, adică Felix Tătaru și angajația, iar Rafael împreună cu Alex Maftea au făcut videoclipul cu icoana, cel pe care l-ați văzut, de asemenea, sunt sigură nu l-ați putut sări. Te rog, Rafael. Dragi părinți, bine ați venit în primul rând. Clipul nu mi-a aparținut decât într-o mică măsură. A fost un telefon în disperare la un moment dat, pentru că nu mai reușeam să găsim calea de comunicare. A fost un moment de criză, să spunem, în perioada premergătoare, să spunem, a apariției acestor trei sporturi și atunci l-am sunat pe regizorul Alexandru Maftei. Îl cunoscuse dintr-o emisiune de la televiziune română, am avut invitat la Omul și Timpul. Este cel care a regizat filmul despre Sfântul Ștefan cel Mare, cel care a câștigat locul întâi în acea campanie Mari Români, dacă vă aduceți aminte de proiectul nostru de la TVR. Mi-am notat câteva lucruri pe care vreau să vi le spun. Nu vreau să o plictisesc cu banalități. S-ar putea să fiți cu unele lucruri de acord, cu altele nu. Există o statistică care a apărut în Ziarul Adevărul acum vreo lună. Mi-a luat în considerare, cred că a trecut neobservată. 30% din populația României ar vota mâine dimineață legalizarea căsătoriei între homosexuali. 35% din populația României este ferm împotriva căsătoriei între homosexuali. Este un studiu care a fost publicat în Adevărul, care se cheamă TrendScan și care practic previzionează ceea ce se va întâmpla în România în următorii ani. Vreau să vă spun doar atât, că este o bombă latentă care zace în România, este pregătită să explodeze și care poate să explodeze oricând. Cui datorăm acest procent de 30% din populația României? De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Ce se întâmplă de fapt în societatea românească, mai mult sau mai puțin vizibil, ca să ajungem aici? Asta este o întrebare foarte importantă. Am făcut o emisiune la TVR cu 5-6 ani în urmă, pe care am numit-o Cui îi folosește ora de religie? Am avut o emisiune critică la semne în care încercam să observ și lucrurile mai puțin plăcute care se întâmplă acolo. Nu numai, bineînțeles. Nu vă mai plictisesc cu alte lucruri. Vreau să ne punem cu cele pe pământ. Am trecut un hop. De fapt, asta a fost și povestea noastră, să reușim să trecem acest val. Dar noi acum trebuie să ne reîntoarcem la problema fundamentală. În clasa 8-a, am doi copii în clasa 8-a, la sfârșitul acestei clase, în ciuda faptului că un profesor de religie excepțional, nu cred că toți copiii, colegii copiilor mei de clasa 8-a știu Tatăl nostru foarte bine, nu cred că știu mai mult de 4 copii crezul, nu cred că au fost vreodată anul ăsta la Sfânta Liturghie, nu cred că s-au spovedit vreodată. Nu vreau să fac supoziții. Situația este, și nici nu vreau să cădem într-o extremă care să arate, să punem în față, prea sumbră a realității. Predoaria mea este pentru conectarea orei de religie la ceea ce se întâmplă de fapt, la toate aceste influențe care vin din toate zonele și la conectarea orei de religie cu științele. Vor fi presiuni pentru introducerea orelor de educație sexuală în școli, care nu înseamnă decât altceva decât educație sexuală într-un anumit sens. Nu o pregătire pentru viața copilului. Există tot felul de influențe care vin din zona evoluționistă, de exemplu, în care copiii sunt învățați la științele de zi cu zi, bineînțeles, originea noastră din maimuță. Ora de religie învață altceva. Deci vorbim despre schizofrenie a sistemului românesc de învățământ. Și așa mai departe. Astea sunt câteva lucruri la care aș vrea, în măsura în care va fi posibil, pe acele comisii să le studiem, să vedem ce se întâmplă și să ne racordăm la ceea ce se întâmplă de fapt. Ne-a trecut un hop, dar nu mi se pare că s-a întâmplat ceva fundamental în școala românească. Trebuie să vedem că se întâmplă ceva fundamental. Cum ar fi, de exemplu, că la anul, dacă vom face un sondaj în școala românească, în clasa 8-a să avem o statistică care să ne bucure. Nu-mi dau seama ce poate să fie aia. Vă mai fac un singur lucru, în sigură paranteză vreau să mai spun. Este inadmisibil, din punctul meu de vedere, ca de sărbătoarea Bunei Vestiri, să nu se întâmple nimic în școala românească. Absolut nimic. Eu observ lucrul ăsta de ani de zile. N-am interacționat de niciun fel, și poate e un păcat al meu, nici cu directoratul de școli unde învață copiii mei, foarte puțin cu profesorul de religie. I-am lăsat pe ei și ei, de la ei să plece povestea asta. Nu poți să ai o sărbătoare atât de mare și la ora de religie să se învețe despre trecerea apei sau mai știu ce alte lucruri pe acolo. Nu vreau să arunc lucrurile astea în desuet, dar sunt lucruri care țin de
firescul vieții creștine. Când ai o sărbătoare, ai să fie sărbătoare și pentru copiii care sunt la ora de religie sau care sunt la școală. Deci, atât, predarea mea, atât vreau să vă spun, este pentru o oră de religie care să fie racordată și care să privească înspre Dumnezeu și în raport cu ce se întâmplă de fapt în societatea românească. Altfel, ne-am întâlnit, ne-am pupat și doar atât. Doamne ajută!